Introducerea obligativității certificatului verde la locul de muncă a trecut de comisiile de specialitate din Senat, dar nu fără scandal. Circul a fost asigurat de liderul AUR. George Simion a intrat cu forța în ședința reunită a Comisiei de Sănătate și Comisiei Juridice și iată cum a decurs. Cine sunteți dumneavoastră să vă știe oamenii de frică? Cine sunteți să vă știe de frică? Sunteți și suntem în egală măsură aleși poporului, fraților. Indiferent de studii, responsabilitatea o avem toți. Nu v-au ales oamenii pentru că sunteți doctori. V-au ales ca să fiți oameni și reprezentați. Vrem să vedem cum se dă raport, dacă vor să ajungă mâine în plen. Vor să treacă pe repede înainte această lege. Domnul Fenechiu ne închide ușa. Mai țineți minte cum ne-a închis ușa la moțiunea de cenzură? George, nu poți să intri. Spun românește, nu poți să intri. Sigur. Ședințele au fost suspendate, urmând să fie reluate în format online. Colega mea, Marga Nițu, editora FNews, îți spune cum a pornit scandalul. Președintele acestei comisii, Adrian Străinu Cercel, a cerut amânarea acestei ședințe, dar și amânarea elaborării raportului pe această lege, pentru că, spunea Cercel, era nevoie să fie luate în discuție și alte puncte de vedere, cum ar fi cel al avocatul poporului sau al reprezentanților Sanitas. Aici a fost prima gâlceavă între PNL și PSD. Liberalii nu au fost de acord și au hotărât reluarea discuțiilor. Senatorul AUR, Claudiu Târziu, susține că proiectul de lege este ilegal și încalcă dreptul românilor. Avem de face cu o stare de alertă care este impusă în mod samavolnic și ilegal și neconstituțional prin hotărâri de guvern în fiecare lună câte una. M-ați întrebat ce ne deranjează la proiectul de lege. Foarte simplu. Drepturile constituționale ale românilor sunt încălcate, începând cu cel la sănătate pe care clamează promotorii acestei inițiative.